Locatarii blocului ANL DM2 din municipiul Zalău trec prin clipe de neimaginat în secolul 21 și anume nu au apă caldă de 3 luni. Centrala care este la comun s-a stricat, iar proprietarul clădirii, adică primăria Zalău, nu a trimis niciun responsabil competent la fața locului pentru a găsi soluții de remediere a acestei probleme. Oamenii au fost la patrimoniu să înștiințeze reprezentantul primăriei care s-a eschivat și de 2 luni nu au primit niciun răspuns din partea lor. Poate că nu mai este nicio persoană competentă să gestioneze situația, iar primarul care a anunțat că nu va mai candida pentru încă un mandat, probabil nu mai este interesat să rezolve problema celor care cândva l-au votat. Așa că locatarii sunt nevoiți să-și încălzească apa pe aragaz ca și în perioada comunistă. Reprezentanții primăriei probabil se pregătesc să meargă în concediu și nu prea îi interesează soarta oamenilor. Noi am recomandat să-și iau un concediu prelungit de 10 sau 20 de ani și să lase în locul lor oameni competenți care să lucreze pentru banii primiți din buzunarul public. Sperăm ca viitorul primar să își angajeze oameni în primărie după competență și nu după gradul de rudenie și atunci lucrurile vor merge mult mai bine. Ce probleme aveți? În urmă cu 3 luni s-a defectat centrala, am depus o sesizare la primărie, dar n-am primit nici o comunicare scrisă. Noi nu avem apă caldă, nu avem cu ce să ne spălăm copiii, nu avem cu ce să ne întreținem și nu putem să folosim centrala. Vrem să ni se repare centrala. Ați fost la primărie să vorbiți cu cineva acolo? Da, am fost, au fost vecinii mei, au vorbit cu doamna Predescu, care a spus că urmează să ne dea un răspuns și ne-a închis ușa nas. Dacă am sunat, pentru că folosim telefonul zilnic și sunăm în primărie zilnic, ni se închide telefonul tot de doamna Predescu și ni se spune frumos să-l sunăm pe șeful. Probabil, nu știu pe care șef, probabil pe domnul primar sau pe domnul Tulai. Singura persoană cu care am putut discuta în primărie și căruia îi mulțumim pe această cale, e doamna Vaida. Toată stima și respectul pentru dânsa, pentru că a fost singura care s-a interesat de problema pe care o avem. Cum vă descurcați dacă nu aveți apă caldă la centrală? Foarte greu pentru... Încălzim. Ne încălzim la aragaz, sunt familii cu 2-3 copii. E greu pentru că și copiii acum e pe timp de vară. Zilnic încălziți apa la aragaz și duceți în vană? În fiecare zi, aceeași problemă, ne descurcăm foarte greu. Cum vi se pare că zilnic trebuie să încălziți apa pentru copii? Mi se pare anormal. În 2015 încălzești apa la aragaz. Am o fată de 10 luni, gândiți-vă, un copil de 5 ani imediat. Foarte greu. Ce avem aici? Avem numărul de înregistrare cu care am depus cererea la primărie, prin care le-am adus la cunoștință despre defecțiunea pe care o avem cu centrala. Avem toate documentele, facturile și chitanțele, cum am plătit orice reparație de când sunt închiriaș aici până în prezent, reparație cu centrala, centrala fiind în garanție, dar pe garanția nu-i nicăieri. În prezent nu se știe unde e garanția. Probabil că acum toate piesele sunt ieșite din garanție, dar noi cheltuieli am avut de când ne-am mutat. Bun, dar cheltuielile n-ar trebui, cheltuielile de genul reparații, întreținere să suporte primăria? Departamentul Patrimoniu din cadrul primăriei ne-au spus că doar cheltuielile majore sunt suportate de către primărie. În anul trecut, în noiembrie, le-am adus la cunoștință despre defecțiunea pe care o avem cu centrala, dar ei, cu o firmă, Black Sea, din Zalău, au venit și ne-au spus că nu. Asta ar fi problema cu centrala. Ar fi vorba despre o altă piesă pe care noi am comandat-o la firma cu care avem contract de mentenanță. Când au venit să ne-o monteze, cei de la firma cu care avem contractul ne-au spus că nu aia e problema sub nicio formă și de fapt ce ne-au spus de prima dată. Ce ne-au spus de prima dată. Ei, acum au... aproximativ o lună de zile au venit și într-adevăr au constatat și cei de la primărie că asta ar fi problema. Dar noi le-am adus la cunoștință anul trecut. În octombrie, noiembrie le-am adus la cunoștință despre problemele care ar fi la centrală. Și avem fiecare document și fiecare proces verbal de constatare semnat de firma cu care avem contract de mentenanță. Și avem contract de mentenanță pentru că e un lucru foarte important. De la primărie a venit cineva să vadă ce probleme aveți? Nu, n-a venit absolut nimeni. Săptămâna, acum 2 săptămâni, au venit cei de la Tex ca să le facă un necesar și o ofertă de preț ca să le spună aproximativ cât ar
costa cheltuiala cu reparația. În rest, nimeni altcineva. Din primărie, nici măcar un reprezentant. Nimeni n-a venit să-i vadă. Nici măcar să ne întrebe, aveți cu ce vă spăla. Nici măcar atât.